O întâlnire minunată cu soprana Nelly Miricioiu, cu maestra de canto Nelly Miricioiu, cu vedeta și personalitatea noastră din România, care locuiește aici la Londra ca și noi, cei care transmitem la Romanian Radio London. Îmi mulțumesc din inimă, Nelly Miricioiu, că ai acceptat invitația mea să fii din nou alături de mine la emisiunea Trei ceasuri bune pe Romanian Radio London. Mulțumesc mult de invitație! Ne pregătim pentru un concert mare și nu se putea să nu vorbim despre el în zilele dinainte și să invităm pe toți cei care locuiesc în Marea Britanie să vină la această întâlnire excepțională. Va fi săptămâna viitoare la Wigmore Hall la vremea prânzului. Cum sunt concertele acestea, Nelly? Așa, în timpul zilei, e o tradiție, nu-i așa? Da, este o tradiție pentru că Wigmore Hall are foarte mult public care sunt oameni mai în vârstă și seara e mai dificil pentru ei ca să se deplaseze. Și atunci ei oferă posibilitatea celor care nu pot întotdeauna să vină seara sau să n-au mașină sau sunt anumite exigențe. Și atunci concertele de prânz sunt foarte populare și foarte dorite aici în Londra. Dar cred că sunt și foarte dificile pentru artiști. Nu reușești, Nelly, să-ți încălzești vocea la nivelul atât de bun la care e nevoie până în ora aceea? Te organizezi, e un fel de disciplină pe care eu am început-o cam de o lună de zile, în care mă trezesc la ora la care o să mă trezesc pentru Wigmore Hall și mi-am programat întotdeauna orele de a face de repetiții să fie în jurul acelei ore în care eu trebuie să cânt la Wigmore Hall. Totul se poate dacă noi vrem și dacă avem această disciplină împreună cu pasiune. Deci nu e vorba despre o lume în care, așa cum vedeam noi din afară, cântărețele sunt niște dive care nu se trezesc niciodată dimineața și doar își învăluie un boa în jurul gâtului sau o haină de blană și spun la ora asta nu mă dau jos din pat. Deci înțeleg că e o muncă a disciplinei și a seriozității, o lume a disciplinei și a seriozității. E o legendă lucrul acesta, pentru că marea majoritate a repetițiilor generale în teatrele de operă, toate teatrele din lume, sunt la ora 10 dimineață. A, deci vă sunteți Deci, învățați. faptul că... Dar asta vorbim doar de spectacole, însă când e vorba de repetiții, este adevărat că e mai complicat ca să fii la repetiții la ora 10 dimineață, pentru că e un alt E o altă energie, e un alt tip de lucru și ai nevoie de o concentrație mult mai mare, ca să zicem, începi repetiția la ora 10, pentru că în fiecare zi o faci repetiția. Și îmi amintesc când eu împlinisem 40 de ani și eram în Bruxelles și mi-au cerut să vin la ora 10 în următoarea zi și cum aveam o altă soprană care era castul al doilea, am zis, eu am îmbătrânit deja, mi-am făcut ucenicia, acum le luați pe fetele tinere la 10 dimineață, eu vin la 11 jumătate. Da. Și așa am învățat ca să profit de faptul că împlinesc o vârstă mai tânără. Da, ce frumos, altfel vedem vârstele când suntem foarte tineri. Cum priveai, ți-ai planificat de la bun început să cânți până, nu știu, la 70 de ani sau și mai mult, cum o să cânți? Nu, nu, nu. Adevărul este că e foarte greu să te desparți de scenă. Și am tot ținut, am tot cântat și aici și încolo și am paralel cu toate lecțiile pe care le predau, dar niciodată în mintea mea nu am spus trebuie să mă opresc. Dar să mă opresc nu din cântat, pentru că pentru mine este moarte curată dacă mă opresc din cântat. E ca și cum îmi iei respirația. De cântat am să continui să cânt, dar nu am să mai îmi programez contracte sau să am în gândul meu dorința de a continua să cânt,
și să stau pe baricade ca toți ceilalți artiști care sunt cu mult mai tineri decât mine. Ideea mi-a venit pentru că a fost COVID pentru 3 ani. Noi am stat în acest COVID și în acești 3 ani am avut multe experiențe. Mama m-a murit, soțul a avut cancer, după aceea soțul a avut de 2 ori septicemie. Eu am făcut cancer. Amândoi ne-am îmbolnăvit de COVID și a fost destul de greu. Deci, atâtea experiențe în numai 3 ani de zile m-au făcut să mă simt mai tânără, mai plină de energie și mai cu mulțumire către Dumnezeu că am avut această șansă și eu și soțul să ne vindecăm. Și datorită acestui lucru, un ceva s-a schimbat în interiorul meu și m-am gândit, mi-am dorit, asta a fost cam acum 2 ani, mi-am dorit să-mi spun adio la publicul meu din România și la publicul din Anglia, unde am fost îmbrățișată cu atâta dragoste și înțelegere. După cum bine știți, în România a avut loc la București și a fost un eveniment excepțional în care m-am simțit împlinită și am fost așa de mulțumită operii din București și Daniel Jinga, dar toată compania, dar mai ales publicului care a venit și am simțit dragostea de odinioară a românului, care e fericit să-și vadă un alt român care are succes să-și închidă un capitol din viață cu glorie și mulțumire și fericire și împlinire. Pentru mine asta a fost un privilegiu extraordinar. Și acum în București am spus adio la operă, iar aici vreau să spun adio la concertele de recitaluri care le-am făcut foarte mult în ultima vreme. Și de aceea am ales să fac Wigmore Hall și să fac un program în care eu să mi-l compun în felul meu și să aleg lucruri care mă reprezintă intelectual, vocal și spiritual. Poți să-mi spui câte ceva despre repertoriu? Te rog, eu te-am văzut ultima dată la Wigmore Hall, acum aproape 3 ani, cred că era începutul pandemiei, cu un repertoriu preponderent românesc. A fost într-adevăr un eveniment uimitor aici, în Londra, să fie un concert atât de frumos cu muzică foarte multă românească. Acum ce vei include în repertoriul concertului? Încep cu foarte multe lucruri în românește, bineînțeles. Eu sunt româncă și am să mor româncă. Și sunt foarte mândră că să aduc un pic din cultura noastră și din tradițiile noastre românești. Pentru că oamenii aici în Londra știu să aprecieze și să iubească și să stea cu inimile deschise ca să înțeleagă, să fie... sunt curioși de anumite culturi care sunt din altă parte, care nu sunt neapărat engleze. De asta și pentru mine e un lucru frumos că pot să fiu în această țară în care mi s-a permis să fiu româncă, dar în același timp să cresc și să învăț și să mă englezesc în anumite lucruri care mie mi s-au părut lucruri de educație și etică superioare la ceea ce eu avusesem când eram în România comunistă. Este mai multă politețe aici, mai mult respect. Care sunt aceste lucruri care te-au cucerit în Anglia? Care sunt principalele valori? În primul rând, pentru că fiecare individ, fiecare își are originalitatea lui și este acceptat în această originalitate. Asta e un mare lucru, să poți fi îngăduit, să te dezvolți ca și personalitate în lucrurile pe care le simți și care nu sunt ne la locul lor, să fii tot timpul criticat și tot timpul să se spună nu, asta nu se face, nu ai grijă, nu te comporta în felul ăsta, nu spune asta. Ei te lasă liber
și tu înveți singur din ceea ce vezi în jurul tău. Dar ceea ce pot să spun, că am observat diferența între ce este acum în România și în Anglia, este doar că aici au avut timp mai mult să fie o uniformitate în, această constelație engleză. Dar și noi în România am început să avem aceleși lucruri care sunt tot așa pe bune mariere și mai sunt și lăsați și mai vezi și în străinătate lucrurile și mai stai și nu-ți pasă un pic și mai spui, dar poate că n-are acela dreptate și uite că pot să găsesc și eu personalitatea mea și să mă dezvolt cum doresc eu. Este frumos pentru că fiecare civilizație trebuie să învățăm unii de la alții. Eu n-am acceptat niciodată să fii doar un om care ești legat numai de o singură cultură, de o singură religie, de o singură inteligență, de o singură dorință de a fi numai o singură entitate. Pentru că găsesc că viața este cea care ne oferă un cadou că trăim și cu acel cadou trebuie să avem inspirația și dorința de a deveni mai bine și mai bine. Cumva sună adevărat ceea ce spun indienii, că la reîncarnare ne întoarcem ca să facem lucrurile mai bune. Poate că așa este. Dar când suntem în viață, știu, așa am învățat și mama, întotdeauna m-a împins în felul ăsta, să-mi spună că noi avem o datorie față de această viață care ne-a fost dăruită de la Dumnezeu. Împlinești în continuare cu pasiune, cu bucurie, cu noblețe această datorie și toți cei care te înconjoară se hrănesc pur și simplu din lumina ta și ți-am spus și înainte în particular lucrul acesta pe care vreau să-l spun și public, că sunt recunoscătoare. Că te-am întâlnit și că aici la Londra am putut găsi un astfel de om care să-mi ofere susținerea sufletului său când mi-a fost greu la început. Și vreau să te întreb lucrul acesta, ai avut momente când ți-a fost greu totuși aici în Anglia? Pentru că noi suntem un radio pentru românii de aici și fiecare dintre noi are dorurile astea, suișuri, coborâșuri. Dacă poți să ne împărtășești puțin din experiența ta de artistă care s-a stabilit aici. Au fost și pentru tine momente grele sau voi artiștii sunteți mai cu mai multă ușurință purtați pe palmele lui Dumnezeu? Nu, au fost foarte, foarte grele momentele mele. Pentru că, și nu numai eu, fiecare emigrant întâlnește multe experiențe și depinde de cum reacționezi la aceste experiențe. Pentru mine, întotdeauna, acele experiențe grele au fost o lecție din care să învăț să pot să trec mai departe și să nu mai mă necăjesc. Pentru că îmi amintesc când vorbeam cu un indian, un guru, îl chemam guru meu, și vorbeam cu el și el îmi spunea, dacă ești necăjită, este pentru că tu permiți să fii necăjită. Totul este un lucru rar și e frumos, cred eu, că înveți cu vârsta. Și un lucru care m-a apropiat așa de mult de tine și de Luminița Avunescu, care ne-a împrietenit și ne-a pus în contact. Și pentru mine sunteți oameni foarte deosebiți și foarte rari. Și cred că datorită faptului că eu pe parcursul vieții mele am întâmpinat viața în felul ăsta ca pe o lecție de a o învăța, am acum norocul ca să vă întâlnesc pe voi, pe tine și pe Luminița și alte persoane care îmi sunt așa de dragi în ultima vreme. Atragem ceea ce pui în univers. Asta se întoarce. Momentele grele, fără ele n-aș fi fost cine sunt azi. Nu puteam să mă dezvolt decât dacă aveam această experiență. N-am crezut niciodată în basmele astea că
doar ai talent și nu faci altceva decât să deschizi gura și să reprezinți talentul tău. Talentul ține nu prea lung, nu prea mult. Dacă nu știi ce să faci cu acel talent, te lasă. Pentru că e un fel de uzură al acestui talent. Talentul e un lucru spontan, e ca o floare care înflorește. Dar dacă nu continui să o uzi, floarea moare. Talentul este exact la fel. Și în același timp, talentul e și un dar de la Dumnezeu, din nou. Și acel dar trebuie prețuit și crescut cu mare grijă și cu mare gândire și cu mare înțelepciune. Pentru că oriunde te-ai duce, lumina nu vine la tine. Trebuie să o faci prin tine însăți. Da, într-adevăr, ai spus că viața oferă lecții și că ai vrut să accepti și să primești aceste lecții. Așa, pe teritoriu mai concret al lecțiilor, spune-mi și lucrul acesta legat de limba engleză. Cât de greu ți-a fost să înveți limba engleză la nivelul de excelență la care o vorbești astăzi și să cânți în limba engleză? Pentru că probabil că este o schimbare mare în ceea ce privește tehnica interpretării. Cum a venit limba engleză în viața artistei Nelly Miricioiu? Eu nu vorbeam deloc limba engleză, vorbeam franceză și mai târziu am învățat italiană. Dar limba engleză eu am învățat-o singură. Mi-am luat cărți, mi-am cumpărat casete Lingafon. Eu nu aveam bani la vremea respectivă să-mi pun un profesor. Citeam foarte mult și n-aveam niciodată jena de a face greșeli. Și mă lăsam corectată de oameni. N-am avut mândrii să spun că vreau să fiu perfectă de la primul cuvânt. Dar am avut și o predilecție în a învăța repede limbile străine, care cred că mulți români se bucură de acest lucru. Noi avem un talent pentru a vorbi alte limbi străine. De cântat în engleză, am cântat o singură dată când am fost invitată la English National Opera și a fost o mare onoare pentru mine. La vremea aceea director era Lord Harwood, care este al treilea verișor al reginei Elisabeta din Londra. Și el m-a iubit foarte tare, fiindcă el a fost un mare pasionat al Mariei Callas. Iar eu când am venit în această țară, am fost comparată mult cu Maria Callas, până când am devenit Nelly Miricioiu. Și a venit după mine la Paris, să mă vadă în povestile lui Hoffman, și m-a așteptat la ieșire și mi-a zis că vrea neapărat că eu să cânt Traviata în engleză. La vremea aceea engleza mea nu era prea bună. Și bineînțeles că am acceptat. Noi românii nu spunem nu ușor. Noi acceptăm orice fel de challenge, orice fel de ce ni se cere să punem în joc. Și sigur că m-am chinuit foarte tare și la un moment dat am făcut o greșeală, eram în timpul repetițiilor și am primit partitura cu toate indicațiile de regie. Și indicațiile de regie, bineînțeles, erau în engleză, dar eu am crezut că era textul de traducere în engleză. Și în aria mea de Sempre Libera, în care spune Give me freedom to be happy, în carte scria behind the table, ceea ce înseamnă spatele mesei. Și eu am cântat în momentul ăla dă-mi libertate să fiu fericită în spatele mesei. Bineînțeles că toată lumea a avut așa o... După această experiență de Traviata, care a fost primită cu mare succes, revista Opera Magazine avea prima pagină cu mine. Frumos, foarte frumos. Da. Mai târziu am avut
m-a invitat un alt, o companie de discuri, Chandos, ca să cânt Cavaleria în engleză. Am cântat-o în engleză, dar în mijlocul duetului cu, mai ales că eu nu sunt voce de Cavaleria, am acceptat-o pentru că era în microfon. Pe duetul din Santuța și nu mai țin minte acum cum îl cheamă pe tenor, Turidu, sorry. Am simțit că ceva s-a întâmplat pe cors. Și într-o secundă, vocea de unde eram eu pe voce mai măruță, a devenit foarte subțire și foarte sus. M-am dus imediat la doctor și făcusem o emoragie, o venișoară de sânge și-a dat drumul. Nu-i mare lucru, nimeni să nu se sperie de lucrurile astea. În 2 săptămâni de tăcere trece, nu-i nicio problemă. Lumea se sperie prea tare de ce poți să pățești pe corzile vocale și dacă ei ar ști cât sunt de puternice corzile vocale, ar încerca mai multe posibilități de a găsi vocea și de a găsi acea armonie între sunete și tehnică și suflet. Și din momentul acela n-am mai acceptat să cânt nimic în engleză. Nici măcar aici, în Wigmore Hall, am cântat câteva în engleză pentru că am vrut să cânt lui Barry într-un concert. În alt concert am cântat în engleză pentru că am vrut să cânt lui Daniel. Am fost doar legată de niște lucruri care m-au ajutat într-un fel să folosesc engleza, dar erau cântece, nu opere întregi. Pentru că nu e o limbă care mie să-mi priască. Și chiar când îi învăț pe studenții mei să cânte în engleză, le găsesc compromisuri care să se apropie de italiană ca să le rămână vocea totuși cursivă și nu voce rece și un picuț pralată într-un fel, care nu reprezintă mult din căldura în care noi am vrea să punem vocea în limba italiană. Și acum în Wigmore Hall am un compozitor care a scris 3 cântece pentru mine, special pentru mine, George Hall, și la început el mi le-a scris în engleză și am spus, oh George, eu nu sunt prea bună în engleză. Și mi le-a schimbat și mi le-a făcut în italiană pe un poet foarte faimos, D'Annunzio. Și sunt foarte mulțumită. Ce splendoare! Abia aștept să ascultăm, să vedem, să aplaudăm. Este un eveniment mare și cred că și toți românii care locuiesc în Marea Britanie ar trebui să vină cu bucurie la o astfel de sărbătoare. Înțeleg așadar că există limbi în care e mai ușor să cânți operă și altele în care e mai greu, totuși se cântă până la urmă și în franceză și nu doar în italiană, și în franceză și în rusă și în germană se cântă atât de mult, iar cântăreții cum procedează ca să treacă de la un registru la altul, de la o limbă la alta cu sonoritățile ei? E foarte interesant. Sunt anumiți cântăreți care nu pot ieși din repertoriul lor. Nu toată lumea poate să schimbe ușor o limbă străină, pentru că e disponibilitatea gâtului și a laringelui care este format într-un anumit fel. La mine, de exemplu, vocea mea a fost întotdeauna mult mai mult către repertoriul italianesc și mai ales bel canto. Când am cântat, odată am cântat o operă în germană, care de fapt e o operă rusă, Prinț Igor, și amuzant este că erau toți ceilalți, erau ruși, și noi toți am cântat în germană. Dar ce pot să spun este că vocea răspunde, dar nu are aceeași bogăție, nu are aceeași, nu înțelege. Pentru că sunt totuși mușchi pe care trebuie să-i aranjezi într-un anumit fel. Și e muncă mai multă, se poate, dar trebuie să muncești mult mai mult. Dar
germanii, de exemplu, sunt mult mai ușor poate să pronunțe germană, nu să pronunțe, dar să cânte în germană, decât, să zicem, un român. El poate să cânte în germană, dar pentru noi e foarte dificil să avem acele consoane care sunt foarte dure în germană și un atac un pic mai sălbatic pentru instrumentul nostru vocal. Eu îi învăț pe copiii mei să cânte în toate limbile pentru că acum au nevoie. În toate audițiile li se cer fiecare arie pe altă limbă. Li se cer asta. Și atunci eu încerc să găsesc niște puncte comune unde să pot să-i țin undeva în mijloc, dar totuși anumite fraze să le dau doar gustul de acea limbă străină. Dar totuși cel care îi audă în audiție să-și dea seama unde, pe ce repertoriu vrea de fapt vocea să fie, dar să arate cunoștințele și să arate maestria că pot cânta și pe alte limbi. Este o lume întreagă aceasta, să poți susține un cântăreț. E nevoie nu doar de tehnica vocală propriu-zis, nu? E o cultură întreagă, de fapt, pe care trebuie să o predai studentului care studiază sub maestria ta. Sunt multe lucruri de explicat, nu doar despre voce, nu? Absolut, absolut. Și de foarte multe ori eu nu vorbesc germană și atunci îi trimit la profesor de germană să le dea pronunția și cu pronunția care ei au trimis-o, eu reușesc să găsesc o formulă prin care să le pun vocea fără să fac anumite tensiuni în corzile vocale, pentru că mușchii e la fel în balet, după cum observați. Cei care fac balet modern sunt mult mai dotați. Dacă au predilecția către modern, o să fie mult mai buni decât unul care e mai dotat să fie clasic. La fel ca și în teatru. Dacă teatru ajută, mai ales dacă ai făcut Shakespeare, te ajută la Shakespeare, după cum bine știți, mulți actori de la Shakespeare pot face foarte multe alte roluri. Dar există o bază și așa este și în canto, baza este bel canto. Și odată ce ai această bază de școală de bel canto, poți să faci un pic de ramificație. Dar cunoașterea personajului, a istoriei operei, a epocii în care a fost compusă, este importantă atunci când studiezi o partitură, oricât de mare sau de mică ar fi ea, contează acest lucru? Cum se vede chestiunea asta din perspectiva unei fine cunoscătoare? Contează enorm, enorm. În zilele noastre, pe vremea mea, totul era ales în funcție de acel caracter, de perioadă. Dacă eu eram în perioada barocă, costumul era, bineînțeles, era baroc, pantoful trebuia să fie baroc. Pentru că fiecare mișcare depindea de cum aducea această rochie ca să reprezinte. Și atunci ce ai nevoie? Ai nevoie să citești, ai nevoie să vezi filme, ai nevoie să te educi de perioada istorică, care eu întotdeauna am fost foarte pasionată de lucrurile astea. Mi-amintesc că am discutat cu o foarte faimoasă cântăreață, n-am să spun numele, îmi pare rău, dar vorbeam și spuneam, uite, în Manon, eu asta am citit și asta am văzut în istorie și uite, ei așa era și corpul și mâinile și cum le mișcau. Și la un moment dat ea îmi spune, dragă, du-te și cântă! Sunt artiști care pot face lucrul ăsta. Pentru mine n-a fost suficient. Mai ales rolurile pe care eu le făceam erau roluri a persoanelor care au existat. Nu erau persoane imaginare, nu toate. Marea majoritate erau cei care erau în viață. De exemplu, când am lucrat în Roberto de Verre, nu numai că m-am uitat la o groază de filme și teatru cu regina Elisabeta, dar Glenda Jackson a făcut un film la un moment dat despre regina Elisabeta, care mie mi-a plăcut cel mai mult.
și am învățat de la ea mișcări și să le pun în perioada aceea. Când sunt moderne, eu asta am spus la toată lumea, regiile moderne îți dau poziții, dar în corpul tău trebuie să ai caracterul așa cum a fost la vremea lui. Faptul că te miști în dreapta sau în stânga sau el vrea să te urci pe un cal sau vrea să te urci pe rotile sau ce vrei, alea n-au importanță. Dacă corpul meu, asta spunea și Callas, tot caracterul este în interiorul corpului tău din partitură. Deci combinația, dialogul este direct din partitură, din muzică în corpul tău. Dar ca să te uiți numai la partitură, nu e suficient. Pentru că, de exemplu, poți să te gândești, de exemplu, că în vremurile de demult nu era lumină electrică. Și atunci te gândești la unde îți țineai ochii pentru ca să poți să privești oamenii când lumina nu exista. Noi când avem lumină ne uităm la ea. Dar ei, la vremea aceea, nu era. Și atunci discuția era mult mai intimă. Și dacă ochiul meu este aici și corpul meu devine într-un anumit fel. Și foarte, foarte multe mici detalii care pentru mine au însemnat enorm ca să-mi dea o altă prospectivă de a interpreta rolul acela. Poate că este acesta, de fapt, unul dintre secretele succesului tău extraordinar pe care l-ai avut întotdeauna. Poate că succesul vine și din aceste detalii. Știți ce cred? Eu cred că succesul vine de la faptul că am fost născut în România. Noi în România aveam o expresie pentru fiecare emoție. Iar eu ca și copil înregistram lucrurile astea. Până și acum îmi amintesc cum eram noi copii și cum culegeam cireșele, că de la școală ne lua în excursii. De asta în care să ajutăm în agricultură. Și îmi amintesc până și cu mișcarea, cum era copilul care făcea. Pentru mine asta era un lucru foarte important. Sau ascultam un țăran pe stradă care îmi cânta, un țigan care îmi cânta. Eu l-ascultam, eu rămâneam acolo și l-ascultam înnebunită. Dar învățam, sunt niște schimbări în culorile cântului pe care eu l-am învățat de la români, nu din altă parte. Și acea schimbare de culori a fost acolo chiar dacă nu știam istorie, chiar dacă nu știam nimica despre caracter. Pentru mine era deja acolo când am cântat. Și pentru asta sunt foarte norocoasă. Și noi suntem foarte norocoși pentru că te-am ascultat de atâtea ori și avem șansa din nou săptămâna viitoare pe 28 iunie la ora 13 la Wigmore Hall. Este marele concert de la revedere, nu-mi place să-i spun adio, poți să te răzgândești. Eu am văzut de multe ori artiștii că se răzgândesc. Deja mi s-au făcut oferte și am spus nu. Am făcut așa o convenție cu mine însămi. Am să cânt numai pentru nunți, înmormântări, bar mitzva și charity. Dar vreau să menționez și faptul că pe 28 este concertul, iar pe 29 la aceeași oră, în același loc, Wigmore Hall, am un masterclass care va fi poate interesant pentru cine interesează să vadă un pic de maestria acestei muzici, cum e prezentată la un copil, la un artist, un young artist, un tânăr artist, și cum se transformă muzica din ceea ce prezintă ei și cum poate fi transformată în altceva. Deci pe 29 este și masterclassul susținut de Nelly Miricioiu, tot la Wigmore Hall. Publicul poate veni în asistență, se poate veni, da. Este deschis pentru public, da. Excepțional, avem două evenimente extraordinare, ne vedem pe 28 și 29. Mulțumesc din toată inima, Nelly Miricioiu. Eu mulțumesc mult de tot, să rămână.
Te îmbrățișez cu mare recunoștință, venim la aplauze. Mulțumesc, vă aștept cu multă dragoste.